Exact cum a zis un președinte. Deci, oricum președintele are dreptate. Nu e după linia. În primul rând că și la noi vom începe și vom implementa politica Partidului Verde încet, încet, pe toate cartierele, cu toți membrii care îi avem. Vom avea candidați la Consiliul Local, vom avea candidați la Consiliul Județean. Avem organizații președinte a femeilor, este aici. Avem domnul președinte la tineret, domnul președinte la municipiu, domnul Popa. Eu voi candida la Consiliul Județean. Ok. Dar nu voi trage speranța prea mare și voi aduce voturile cetățenilor și voi face cunoscut Partidul Verde prin politica verde și curată care o are. Nu voi jigni pe nimeni de la nivel înalt, că nu am de ce. Doar că voi atrage atenția tuturor cetățenilor să ia atitudine la toate parcurile și pădurețele care se taie, se defișează și se fac parcări. Altceva domnul primar nu știe în Brăila asta. Trebuie să facă parcări. Beton, asfalt, borduri. Beton, asfalt, borduri. Iar credeți-mă, majoritatea parcărilor care le-am văzut sunt bazine de apă. Jumătate de metru stau acolo. Deci avem și bazine. Da, și bazine de apă, deci e corect. Noi vom încerca să atragem atenția tuturor cetățenilor că suntem un oraș infectat. Până la urmă, un oxigen imunitar, suntem pe locul 5 în țară. Ceea ce este foarte grav. Iar domnul primar nu face nimic în situația asta. Avem cele mai murdare zone posibile. Avem căruțe care merg cu gunoaie zile și trece cu poliția municipală, pe lângă poliția locală, care este inexistentă, și nu le face nimic. Da, trece căruța plină cu monus, se duce o descarcă pe teren, nu are nicio treabă, mizerie, infecție, și atunci noi, dacă nu luăm măsuri, cine să ia măsuri? Dacă nu atragem atenția tuturor cetățenilor, voi face tot posibilul și voi nu vă mai faceți scrisori nici către poliția locală, nici către garda de mediu, care a spus pe ei nu interesează, ci voi și în presă. Voi face și voi vă voi chema și voi face numai comunicat de presă, continuu, live-ul. Mi se pare corect. Aici este panul cetățeanului. În parcul Monument se scârbă, la un moment dat să stai. Locurile de joacă din parcul Monument le știe toată lumea. Domnul primar nu le știe, că are copii mici. Da? Despre ce vorbim? Și nu numai în parcul Monument, care este un parc de sute de ani, de când Tudor Vadimescu a postat toată, deci a stat cu toată oastea lui aici, a așteptat. Despre ce vorbim? Și noi avem cel mai frumos parc din țara românească. Și nu numai, Dunăre. Nu mai vorbim de Dunăre, nu mai vorbim de spații, de turism, nu mai vorbim de faleze, nu mai vorbim de nimic. Interesează doar interesele lor, iar aveți cuvântul meu că eu și toți membrii de aici, și suntem foarte mulți, ne vom implica în lacul sărat. Deci ceea ce înseamnă această stațiune care a fost emblema țării, în lacul sărat, este grav. Deci avem nămol, pietre, sticle, tot ceea ce înseamnă o mizerie. Și ne vom implica să avem din nou această acțiune. Dar nu pot vorbi, știți foarte bine cine este implicat. În presă, pe partea cealaltă, să ne dai două cărțiuțe. Bă, da. Stațiunea este acum închiscală, știți? Este două, știți. Unita este avut cu Moșnean, partea cealaltă e al domnul Tudor. Noroc parlamentar. Extraordinar. Să plecăm repede din Brăila. Nu mi-e frică din trecut de Dumnezeu. Extraordinar. Dar dacă prin și nu iau măsuri să facă Chiscaniu, lasă capul jos. Domnul Rău, îți doresc atâta sănătate încât să zici... Să fac măcar puțin. Peste 10 ani încep. Păi, bă, dar ce s-a întâmplat când ai fost tu consilier? Voi am dus pe toți și îi conduceam la pușcărie. Domnul, au fost, administrația n-a avut buget aici, dar ce se întâmplă? De 4 ani de zile, de când sunt, doar asfaltează și
atât s-a spus. Dar a avut buget pentru asta. Ți-am spus, de cazul Bacău, asfaltez, mai iei niște comisioane. Chiar asfaltez, chiar faci parerea. Părerea încălbează în continuare cele și oficialități care de 4 ani doar consumă de la buget și nu se știe unde să duc banii. A, mă, ce părere? Pe parcă și... Buzunare! În buzunarele lor. N-avem dovezi, domnule președinte. N-avem dovezi. Aia lăsați că... Până de management al deșeurilor există? Vrei la aproape de gunoi? Există. Stimați colegi, deci... Deci presa locală întotdeauna e mai tare decât presa centrală. Problema este cu această presă locală, dacă și pasta o cumpără Tutose și eu la altul de expedit pe care... Aici e problema. Dacă într-o comunitate există presă locală și unul face presa adevărată, ăla știe mai multe decât toată lumea. Așa cu ea, așa cu aia, și unde se duce Tutose noaptea la 10, ce face, ce pune. Apoi la sunt dintre cei care sunt presă locală, e și cea națională. Radio România Cortez, și noi avem, să știți, grijă de toți, de fiecare parte. Înțeleg? Și știm absolut. Deci nu e așa. Cine vrea să facă presă, face presă și spune lucrurile pe nume, că știe mai multe. Ăștia de la București trebuie să sune tot la Brăila, la Galați sau la... Bă, la cui aia și să știe ce e cea mare sex. Să știe exact ce senator, ce deputat. Vreau să vă spun ceva. Am uitat să vă spun. Este ce am uitat să vă spun. Este foarte important să știți nu numărul consilierilor. Pentru mine consilierii sunt mai importanți decât primarul. Pentru că un primar care nu are majoritatea și mai ales la lucrurile ultra-plenare care se votează cu două treimi, să știți că am descoperit un lucru extraordinar. E de ajuns să ai un consilier în anumite situații care blochează tot. Poate să fie PSD, PNL, să înțeleg, nu se înțeleg. Și știu nenumărate localități în România care toți stau și se roagă de un consilier. E, ăla, dacă este verde, vă asigur eu că se pune stop motora dintre hoții și nemernicii. Da? Și se va numai ce v-am spus și mai înainte. Se vor alia, veți vedea PSD cu PNL și cu USR, ca să zică în continuare te face și de... Ce credeți că o să se întâmple dacă avem un consilier verde, măcar la Brăila, și de votul lui, de dama că e acolo, o să zic că înainte de toate, hai să-l cumpărăm, așa se procedează, după care o să zic că ce facem, dreptul că stă toată Brăila în loc, că tu ești cu ochii pe omisii, pe frunze și pe calitatea apei și a joc copiii în parcuri, gădirițe, recreație, bă, sunt și cu ochii pe bugetul primăriei. Și ce mi-a spus mie odată un primar? Bă, ne-a spus că n-am mai dat ta din gura aia cum a zăpăcit de cap. Nu ai o firmă? Ba da. Nu vrei să... Bă, îți dau într-un an bugetul de toaletat copacii ție. Ce înseamnă asta să spun? 18 milioane de euro. Adică să nu mai fac emisiuni nasoale de o parte, da, și de 18 milioane te duci în Bolivia, să plin cu lui. Nu vreau să mă suim pe coada vârsta, am un fiorăstrău acum. Cine a zis că trebuie să te sui? Ce știe dracu orașul că s-a toaletat banii? Știe cineva din... Păi că s-a toaletat? Iar dacă stați toți în casă. Deci nici nu trebuia să mă duc pe acolo. Deci nici nu trebuia să mă duc pe acolo. Am fost director de teatru. Un primar care acum cred că se duce 5 ani jumătate la pușcărie, au venit 4 milioane de lei la teatru. Ce s-a întâmplat? Contabilul trebuie. Nu știu, nu au venit așa, de teatru 4 milioane de lei. Ce? Păi și pe tare și ulei. Și alo. Un milion, ție, un milion. Mie la campanie și două. Eu ce nu sunt două. Voi, băiatul, la seama cum faci. În secunda 2, fără înapoi și pe internet. Păi, ce de campanie? Faci și tu șervețelele verzi acum, Hamlet. Ofelia, otrăși, doamne, stai. Ia și tu, fă niște punci. Votați verde, ia niște flyere, ia niște... Gata, Hamlet. Deci, metodă de ciordiță absolut extraordinară. Sigur că domnul nu știe mai bine ce e de făcut din punctul ăsta de vedere al doilei. Eu nu sunt priceput la nicio localitate din România.
O să vă rog să vă uitați pe Facebook-ul meu de marți încolo. Vorbesc despre Partidul Verde din toată România. Pentru că acum să fim foarte, foarte atenți. În comunitate nu putem schimba decât un pic la început pentru comunitatea respectivă. Dar noi trebuie să schimbăm legile. Noi trebuie să schimbăm Constituția ca să schimbăm legile. Noi trebuie să depolitizăm Curtea Constituțională, CNA, toate consiliile. Ce caută ăștia în consiliile de administrație? Pentru ce? Electrica, Romgaz, distrii, nu știu ce, păclanță. Bă, frate, apar pe ușă unii care... Și întreb, stimată colegă. Dar niciunul nu se pricepe la domeniul în care ei sunt în consiliile. Este absolut inacceptabil. Inacceptabil. Și bani, nu jucării. Da? Și să vă spun, când eu cred că toate amantele și al treilea rând de neveste, că toți cum ajung senatorii deputați, nu mai vor cu babele alea de primărețe, deci fac și ei lifting și devin metrosexual, cred că și tot o să are tranga încălzită, dacă nu da? Dar tot ceea ce să vă, singurul lucru la care toate pupezele alea s-ar pricepe, ar fi să facem o mare industrie porno, mă gândesc. Nu știu în adevărat. Ce caută acești oameni în Consiliul de Administrație, în Curtea Constituțională, în ăsta al TVR-ului? Păi TVR-ul are, ProTV-ul are 500 de angajați și TVR-ul are 4.000. Și e pe ultimul loc. Cum adică? Dacă România e mai profesionist. Bă, acolo de ani de zile este un sanatoriu. Nu... Nu că sunt eu aici, dar... Nu, domnule, ăsta e adevărul. Eu un pic am desuiet și eu toate informațiile lor, sunt la festivalul Mersului Pojot din Moași, dar când ai nevoie de o treabă, și eu stau la drum, mai ales că are lumea noastră actualități. Dar mai faci un pic de cultură, mai faci un pic de reportaj, mai faci un pic de cultură. Dar și ăla politizat din rărunchi. Știți foarte bine, dar am timpul și acolo, Consiliul de Administrație, președinte, și caută partidele, președinția și guvernul să pună bilici. Să aibă atârnători, să aibă obligații. Nu, Curtea Constituțională. Foarte simplu. Breasla judecătorilor să-și voteze un corp care dorește să devină după o carieră de 40 de ani de judecător fără pată. Vreau să mă duc la Curtea Constituțională să stau și eu cu 5-7-8. 9 ani! Să iei un salariu. Dar vă întreb, ce rol are Curtea Constituțională din moment ce Guvernul sau Parlamentul inițiază legi? Păi mă, frate, atunci desfințăm Parlamentul, pentru că se duc legile la Guvernul și ăla zice, păi nu-s Constituțională. Păi și voi ce faceți acolo? Păi dacă și acolo sunt profesori de sport și cântăreți de muzică populară. În mod normal desfințez Parlamentul. Păi voi vă coieți un an de zile să alcătuiți o lege, se duce și mai stă și la aia 6 luni și aia spun, nu e Constituțională! Păi voi ce faceți, bă, frizării lui tata în Parlament? Înseamnă că v-am dat salarii degeaba. Dacă voi ziceți, inițiativă legislativă, rum, nu e constituțional. Și o luăm de la cap. Cred că o fac și special de multe ori, ca să nu se rezolve o treabă într-un domeniu cu aia. Plecați acasă. Nu aveți. Este singurul loc de muncă din România, Parlamentul României, este singurul loc din România în care angajatul nu are condică de prezență, nimeni nu îl întreabă când se duce sau unde pleacă, de conturi peste de conturi, aparat, secretariat, tot felul de cardici, de prieteni, de putare, de... și fără să mă mai știu la câte unul, zero lor de cuvânt în 4 ani. Păi, vreau, nu trebuie să iau cuvântul. Nu că ci în 300 de parlamentari. Partidul Verde vine și spune așa, deranjăm populația de acasă și facem un referendum, dar păi este legea supremă. Dacă populația României a ieșit într-o zi și a zis vrem să fim toți gay și să ne căsătorim cu caprele, da? Bă, ăsta e poporul meu. Dacă poporul german a hotărât într-un an de respiște să-l voteze pe cetățeanul dement, nimeni n-a putut să zică nu atunci, da? Aia este legea supremă. Populația României a zis 300 de parlamentari, s-a publicat în monitorul oficial, nu mai trebuie să o trecem cu Curtea Constituțională, luați două avocate de aici la un barou, să o scrie și să aduc. Românii vor 300 de parlamentari. Partidul Verde, vă spun eu, vrea vreo 150. Și
cu asta voastră. Adică tăiem tot ce este zero acolo. Singurul loc de muncă în care chiulești, nu dai socoteală nimănui, ba mai poți să și pleci de la partidul tău. Fără să ți se întâmple nimic. Poți să fii și din partidul verde acolo la un moment dat. Cu siguranță. Și o pentru asta. Le faceți program? Vă fac cu mâna. Vă țin pune. Eu? Deci, o să mai auziți de mine, cât să fiu de simpatic sau antipatic la televizor, la chestiile astea... Nu vă subestimez deloc șansa. Nu am pus o termenii acestea. Nu. Da. Bineînțeles că disciplina de partid se știu nu e atât decât la televizor sau în teatru sau la cine. Dumneavoastră aveți câteodată, sau chiar și eu, ca o trăie, mă duc, stau în sală, bă, nu mi-a plăcut filmul. Dar la filmul ăla s-a făcut. S-a fost cu curent electric, cu cascadori, cu mușcături, cu tancuri, cu ciocniri de mașini, cu foc, cu explozii. Dar nu mi-a plăcut. M-a luat limonat și-a plecat acasă. Dreptul tău. Dar ăla s-a făcut cu mari responsabilități, unii, cu scafandre, cu nodase și moare, să știți, în timpul filmului. Se întâmplă chestia asta, să schilodez, mai ales pe care nu se văd, cu explozii, cu filme de război, sunt extraordinar de periculoase. Chiar și la teatru trebuie să fii puțin atent, în orice de rău. Câți n-am văzut eu, mai ales în teatrele care au fosă de concerte, pleca Richard al III-lea de nebun așa și pe... Da, o regat, o vrem pe tine, între contrabasă și tangere pe acolo. Deci se întâmplă. Iar televiziunea se nebunăstră, tot timpul să fiu atent să nu mă întâlnă, tot timpul scapă. Da. Îl vedeți pe măruță așa, dând din gură sau pe o retană crezută pe acolo, sunt pe la port, în afiere, în acolo, nu e așa de simplu. Plus riscul ăsta, veniți-vă acum la mine, să stau să tot văd acolo tot felul de dansatoare din băric, nu-i chiar. Să nu toți pentru... Pe bune, știți cum am fost? Eu am făcut la un moment dat, mă rugam, dar ce fă și tu o glumă, nu știu ce, și zic, ok. Și, aoleu, făcea aia acolo, nu știu ce, și zic, avem un smort acolo, din cauza că aia după scenă se pot accidenta oamenii dintre. Și zic, aoleu, nu e rău. Și-am venit alea, și-au fugit. Zice, să știți că are chiar 19 cu 14. Și-au fărat cu poză, zice, în glumă. Nu vreau, și când m-am uitat, până la rândea. Făcusem, cred că din altul sugestie, 19 cu 14. După care le făcusem 19 doar la pensiune. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi!